Am revenit, partea a doua a emisiunii. Invitatul meu este Tudor Ciuhodaru, candidat PSD pentru Consiliul Local Iași. Bună seara, bine ați venit, domnule doctor. Bine v-am regăsit. Haideți să vedem, le numărăm pe degete. Mai sunt 5 zile, nu? Marșelate până la alegeri. Până asta le numărați. Le numărăm, că e numărătoarea inversă. Dați-mi în primă fază, să spun așa, un puls al orașului. Cum îl simțiți? V-am văzut în diferite zone, întâlniri cu oamenii. Oamenii știu că mă găsesc oriunde, fie la spitalul de urgență, fie în oraș. Aș putea spune că întreg orașul este format din prietenii mei, din pacienții mei. Și vă dați seama, după aproape 25 de ani de spital de urgență, unde am tratat în medie cam 15-20 de mii de pacienți în fiecare an, cred că fiecare dintre dumneavoastră, sau dacă nu, măcar ferească, o rudă, o mamă, o fică, un frate, o soră, au ajuns și au fost tratați repede și bine la spitalul de urgență. Și pentru că și dumneavoastră numărați așa, numărătura aia inversă 5-4-3-2, și eu număr de 25 de ani zilele când vom avea un nou spital regional de urgență. Și haideți să spunem lucrurilor pe nume. Ne-am apropiat cât de cât de realizarea lui? Eu cred că Iașul se schimbă bine și din acest punct de vedere. Și este pentru prima dată când se simte că există și o deschidere guvernamentală pe acest proiect. Știți foarte bine că tot acolo din Spitalul de Urgență Sfântul Ioan am reușit pentru prima dată să facem două spitale. Întâi l-am terminat pe cel din Copou, s-a finalizat, iar pe ultima 100 de metri, interese financiare, politice, economice și orgolile multora au făcut ca Iașul să rămână fără spital de urgență. Dacă mă întrebați pe mine, vă voi spune foarte clar că interesele au fost multiple și aici este și întrebarea. Cine nu vrea spital regional de urgență? Dar care ar fi interesul să nu vrei spitalul de urgență? E foarte simplu. Gândiți-vă că la spitalul de urgență din Copou erai tratat repede și bine, mai puțin de două ore erai ori internat, ori rezolvat. Așa că, dacă vorbim de sistemul privat, nu prea funcționau lucrurile. Dacă ar mai fi avut și niște condiții confortabile de cazare, de preluare, de spital de secol 21, nu te mai duceai. Acum, după ce stai și ați văzut că și asta s-a întâmplat, ca cineva, persoană însemnată, purtător de cuvânt, să stea 6 ore cu căpușa în el într-un spital de urgență pentru o manevră care dura 2 minute, sau mai puțin de 2 minute, când ai niște bănuți în buzunar și după ce stai 12 ore la urgențe, începi să te gândești spre ce direcție privată te vei îndrepta. Practic, cum să vă zic, aici am încercat să facem, am stat eu și colegii mei în cutia aia de tablă, am suportat și praful și basculantele și condiții pe care nimeni din Europa nu și le-ar fi închipuit că se poate face medicină de urgență, dar toți cei care au trecut pragul acelei cutii de tablă au văzut că se poate repede și bine. Dacă ai mai fi avut și condiții, pe de altă parte, haideți să mai punem și a doua problemă din punct de vedere al intereselor de alt tip. Când cârpești niște spitale vechi, parandărătuiese. Parandărătuiese, că știți foarte bine că tot timpul este mai ușor și mai să construiești o clădire nouă decât să cârpești. Iar este rușinos și revoltător, sunt cazuri de notorietate publică, ca în Centrul Universitar Medical Iași, secol 21, să ai 3 morți evitabile. Vorbesc de domnul Baba, angajatul DSP-ului care a stat cu orele și a murit într-o unitate de primire a urgențelor. Vorbesc de profesorul Brăilan, plimbat ca în moartea domnului Lăzărescu, în secolul 21, și care n-a mai putut fi salvat, și vorbesc și de domnul academician Cotea, care a așteptat pentru o portocală aspirată 26 de minute smurde. Astea sunt doar trei că le știm noi. Astea sunt cazuri de notorietate. Notorietate, dar exact. Vă spun și dacă vreți mergem pe văzute, că în fiecare zi și în fiecare noapte sunt oameni care sunt nemulțumiți de felul cum funcționează sistemul medical din Iași. Și aici noi vrem să ajungem, asta candidez la aceste alegeri, să facem și din... Haideți să vedem soluțiile, că astea le cam știm. O dăm deoparte pe aia cu spitalul regional, sau o punem din nou pe aia cu spitalul regional. Deci sunt singurul care a făcut un spital, bine, sub denumirea de centru de traumă, dar era spital regional. Trebuiau să vină 20 de milioane de euro și, sincer, ar fi fost gata în 2013. Așa că tot cei de la colectiv, sau ferească Dumnezeu de un accident la Lețcan, două autobuzuri lovite sau un tren lovit, s-a mai întâmplat să ajungă la actuala structură de urgență, nu vreau să mă întreb ce ar fi. Avem practic un sistem care este total depășit din punct de vedere organizatoric. Vorbe de spitale pavilionare de
200 și ceva de ani, se numeau bolnițe pe vremea aia. Știți? Bolnițe. Da, da, da. Adică un fel de loc în care depozitai pacienții pe lângă o mănăstire, Dumnezeu cu mila. Cam asta se ajunge și în acest secol, pentru că timpii de așteptare sunt revoltători, iar în momentul de față orice pacient în stare mai gravă face ori turul Iașului, pe cele 7 coline, ori așteaptă să-i vină salvarea de la București, adică pleacă cu elicopterul, merge cerul patriei, e bine, nu e bine, și în termen de colectiv, ca să vorbim despre aș, că tot este un subiect extrem de presant în România, tot sar și pleacă din Iași la ora actuală, de când s-a desființat spitalul de urgență spre București. Nu știm dacă ajung, dar cel mulți dintre ei nu se mai întorc. Situația poate fi remediată. Soluția pentru care a promis-o și administrația locală, apropo de localizarea de la ERA, mi se pare cea mai rezonabilă în acest moment. Și nu mă luați cu soluțiile tehnice, că vezi, doamne, e zona inundabilă, neinundabilă. I-am auzit pe măriții aia care s-au jucat cu regularizarea Bahluile că nu mai e niciun fel de problemă și s-au băgat multe milioane de euro în acea situație. Am văzut că în țări pe care uneori le subestimează, Japonia, India, China sau că alte țări care mai apropiate de lumea a treia decât ceea ce am enumerat, se găsesc întotdeauna soluții tehnice pentru astfel de probleme. Să construiești și NAP-ul până la urmă. Dacă e nevoie. Absolut. Cheltuielile vor fi mai mici, am înțeles că se vor compensa prin faptul că utilitățile sunt mai apropiate și se scade cu 30% costul de utilizare pe termen lung. Iar pe de altă parte, haideți să vorbim în termen de pacienți. Eu vorbesc aici mai puțin de bani, că așa ne, nu știu cum, ne ieftinim noi la făină și corect, suntem scump la tărâță. Corect. Vorbesc de vieți. Cu cât va fi mai departe o astfel de structură de urgență, cu atâta șansele fiecăruia dintre dumneavoastră de a supraviețui sunt mai mici. Nu uitați-vă că se plimbă tânăr de 19 ani cu apendicită acută între două spitale și mai apare și câte unul de pe la urgență și spune, nu, că e în regulă, poate să stea cu peritonita în el. Și uitați-vă că 26 de minute face smurdul pentru o intervenție banală sâmbătă la prânz. Eu cred că acel spital regional de urgență ar trebui să fie făcut cât mai aproape de Iași. Structura există, au fost presiuni și pentru prima dată un primar al Iașului s-a dus să vorbească cu vicepremierul pentru localizările posibile și să ajungă la o soluție pe care ne dorim cu toții. Știți că am și o campanie de strângere de semnături pe Facebook, Tudor Ciuhodaru, vrem 25.000 de semnături, să mă duc ele la domnul, sper să nu mai fie, dar la domnul Cioloș până una alta, să rezolve problema spitalului de urgență, să fie o presiune, pentru că dacă nu folosim acest... Avem un orizont de așteptare, putem să avansăm acum un an când va fi gata? Nu voi face acest lucru, pentru că de 25 de ani tot am fost mințiți. Dar în schimb l-am întrebat pe domnul Cioloș când a venit la Iași. Nu l-am invitat eu. Deci nu l-am invitat eu și m-aș fi așteptat să vină cu soluții tehnocratice concrete. Nici nu l-am votat în plen. Pentru că mi se părea normal să fie cineva care să vină cu soluții și să răspundă pentru ceea ce face. Și i-am spus și atunci că am apreciat faptul că l-a demis pe cel de la Floreasca, pe managerul de la Floreasca, pentru că nu a respectat și a mințit când a fost vorba despre termene de inaugurare a secției de Iași. Dar, domnul Cioloș, care este termenul domniei tale pentru inaugurarea spitalului de urgență? Că te-am întrebat și când ai venit la grupul parlamentar, și când ai venit în plen, și când ai venit la Iași. Mi-a promis că 17, în această toamnă. 17 după scripturi. Dacă nu va fi așa, la următoarea vizită în Iași voi fi și eu, și colegii mei, și pacienții mei, și toți prietenii mei, și toți ieșenii, să-l întrebăm de sănătate, pentru că trebuie să existe și o altă față a medalii. Mi-aduc aminte, fac o paranteză, că subiectul ăsta l-am avut și în campanie în 2012, cred că l-am avut și în 2008. Mi-aș dori ca în 2020 să nu mai vorbim. Îl vorbim de 25 de ani. Și este nu, îl vorbim de 25 de ani. Și țineți cont că am fost singurul care a făcut un spital de urgență și, din păcate, au venit alții și pot să vă și dau cu nume și prenume. Petrica Movilă, Relu Fenechiu, Dan Cărlan, care au desființat ceea ce am făcut noi și am încercat să facem mai bine pentru ieșeni. Când îi mai aud că pe unii vor să aibă pretenții să candideze pe la administrația locală, i-aș trimite să aștepte o noapte la urgență și după aceea să stea cu ieșeni acolo să le explice că ei i-au lăsat fără spital de urgență. În altă ordine de idei există și alte soluții. Spitalul Regional de Urgență, dacă nu o să-l facă în acest ciclu guvernamental, promit că împreună cu administrația locală o să găsim o soluție pe toate județele Moldovei. În fond suntem aproape 6 milioane de locuitori de care guvernul și-a bătut în permanență joc și o să găsim eventual o asociație la nivel de galuri, la sistem de Uniune Europeană, să ne facem singur spital, pentru că dacă puneam de 25 de ani de când se vorbește despre acest spital, fiecare dintre noi câte 10 lei, prețul unui pachet de țigări. 2 euro, da. 2 euro, îl făceam și singur și nu mai stăteam cu mâna întinsă la guvernele de la București.
Pe de altă parte, mai trebuie să mai reglăm niște lucruri la apropo de un sistem integrat de dezvoltare a sănătății ieșene. Pentru că eu vreau să ajungem din nou la acea oră de aur în care pacientul să fie cu adevărat tratat, să nu mai aștepte. Și aici vorbesc în primul rând de substanțele de salvare. Substanțele de salvare se pot face fără niciun fel de problemă, concentrate fie pe acele centre de cartier, fie pe zonele în care există dispensare, iar în zonele, ziceați că am fost prin Iași, am fost de fapt să mă revăd cu oamenii pentru că problemele le știam. Iar cei mai mulți dintre ei mi-au cerut și în Alexandru și în capătul Păcuralului să existe această substanție de salvare. A făcut cineva calcule cam cât ia unei ambulanțe, unui smurd să traverseze Iașul la ore de vârf? Unui smurd ia 26 de minute, după cum ați văzut, de la universitate până la capătul. Și nu tocmai în ore de vârf. Nu, și sunt și în zonele libere. Nu. Deci asta este o organizare proastă, nu pot să cred. Mergem noi doi, dacă ne rugăm de poliția rutieră și nu ne pune radar, de aici până la Valea Lupei și vă spun eu că mai mult de 3-5 minute n-ar trebui să facem. Dar vorbim despre ore de vârf, de trafic și de zone în care trebuie să intervii imediat. Și am mai văzut că mai vor unii să-și facă iar o afacere frumoasă cumpărând motociclete. Vă dați seama ce interesant va fi ăla să vină pe motocicletă și să încerce să resusciteze și să plece și cu pacientul în spate. Cred că schimb substanțiile de salvare care se pot face fără probleme. Și am vorbit deja cu consilierii locali ce au experiență apropo de acele, dacă vreți, există și acele construcții modulare pentru calamități. Pot fi puse oriunde. Există apartamente sau spații care sunt în dotarea primăriei și nu sunt folosite în acest moment. Pentru o substanție de salvare, practic, trebuie un spațiu în care cei de la salvare să stea, să aibă un minimal în care să-și poată asigura locul de plecare. În rest, dacă revenim la întrebarea clasică din 2012, ce salvare va pleca prima, dacă sunt la 1, la 2, la 3, nu va pleca nici aia privată, nu va pleca nici taxiul roșu, nu va pleca nici aia, va pleca cea care este mai apropiată pe GPS. Așa pare cel mai logic și cel mai simplu. Și este logică în orice oraș mare. Am văzut și Parisul practică acest sistem de substații. Dar nu este suficient să faci substații. Pleacă repede, vine una, pleacă, o locuiește pe cea care a plecat, în așa fel încât am siguranța că pe zona respectivă fiecare cetățean poate să primească în alea 3, 4, maxim 5 minute asistența medicală de urgență. Pentru că, repet, când îți vine smurdul la 26 de minute pentru o resuscitare, deja este mult prea mult. La Ekeng s-a făcut scandal, pe bună dreptate, pentru cele 3 minute. Dar 26 de minute, chiar dacă mai repornește inima, funcțiile cerebrale complexe sunt puse sub semnul întrebării. Substanțiile de salvare trebuie completate și de altceva. Vorbesc de acea oră de aur. Deci asta este dezideratul nostru, să ne integrăm în acea oră de aur pentru orice cetățean a Iașului care are nevoie de asistență medicală. Și gândiți-vă că mi-a trecut prin Parlament proiectul din lege prin care administrația locală poate să finanțeze sănătatea, pe personalul medical. Adică dacă vreau să-mi pun niște medici la centru de cartier sau în substanția de salvare sau la dispensare școlare sau la dispensare umane, urbane, pot să fac acest lucru pe banii administrației locale. Așa că vreau să găsim la un moment dat o rețea, în așa fel încât în fiecare cartier al Iașului să existe suficiente dispensare medicale, care să nu mai fie chiar locul în care să fac bilete de trimitere, ci să fie făcute cu medici care sunt în stare să asigure și un minim de manevre medicale, un minim de tratamente, un minim de asistență medicală de urgență, în așa fel încât pentru căpușa domnului Tătaru să nu fie neapărat nevoie să se ducă, deși pe bună dreptate, ani de zile s-au spus veniți la urgențe și că și-au dat seama că sunt depășiți și că cea mai mare greșeală pe care au făcut-o a fost desfințarea spitalului de urgență, nu ne mai interesează, muriți voi în stradă. Deci aceste dispensare urbane ar trebui să fie din ce în ce mai bine dotate și avem un plan de dotare acestor dispensare și se vorbește despre acele defibrilatoare, repet, nu sunt startere pentru viață, dar care pot fi plasate în toate zonele publice intens, cu aglomerație intensă, de la administrația publică locală până la marile complexe de magazine. Și dacă vreți să avem, costă 1.000-1.500 de euro unul de acestea, dacă vreți să le avem prin cât mai multe locuri, se pot, prin hotărâre de Consiliu Local, asigura facilități fiscale pentru cei care au bunăvoința să se doteze cu astfel de aparate și se poate pune și un standard al administrației locale, poate pe o direcție medicală a primăriei, care să respecte acela standard de oriunde s-ar afla în Iași. E simplu. Iar până când se va vota acea lege a educației pentru sănătate, ore obligatorii în Parlament, ați văzut că noțiunile de prim ajutor sunt din ce în ce mai necesare în viața de zi cu zi, la aceste centre de cartier și la aceste puncte de prim ajutor vom face în fiecare săptămână educație cu cei care sunt dispuși să fie acolo. Cursurile pe la diverse ONG-uri costă suficient de mult.
La școală se fac așa cum se fac. Dar sub autoritatea administrației locale, domnul Chirica are cea mai mare deschidere pe educația pentru sănătate. Și în colaborare cu Crucea Roșie, cu care există deja o colaborare mai veche, și să știți că cei de la Salvare sunt minunați, s-au oferit deja să ne ajute în acest dermes, de altfel ei asigură aproape 97% din urgențele medicale ale Iașului, și în aceste condiții sperăm ca fiecare cetățean din zonă să fie cât mai bine informat. Pe hârtie lucrurile par impecabile. Și ca să fie și mai bine, ne propunem să mai... Sunt două spitale și uitați-vă și ele arată cel mai bine în Iași. Vorbesc de Spitalul Parhon și de Spitalul de Recuperare. Sunt cele în subordinea Consiliului Local amândouă, cred. Da, și sunt spitale care, din punctul meu de vedere, se apropie cel mai mult de secolul 21. În ceea ce privește dotarea, aspectul și extinderea. Se va extinde ambulatoriul de la Parhon și sperăm că pe această structură poate reușim cu colaborarea celor de la Ministerul Sănătății, care sper să nu mai fie la fel de obtuz la necesitățile Iașului, să se deschidă două noi unități de primire a urgențelor, una în Copou pe structura Spitalului Parhon și una în zona recuperării pentru a acoperi zona Galata. Frumoasa. Deci este o zonă absolut necesară, pentru că uitați-vă și dumneavoastră, la Iași s-a stricat și ceea ce am reușit să facem unii, dar la București, la o populație pe hârtie de 2 milioane de locuitori, există cel puțin 10 spitale de urgență. Deci asta înseamnă că unitatea de primire a urgențelor vine cam la 200.000 de locuitori. Păi, dar Iașu are aproape 400.000 de locuitori. Este una și aia vai de accesul și de modul de organizare. Cred că lucrurile pot fi, ce am zis, spital regional de urgență, ambulanțe în cartiere și substanțe de salvare și puncte de prim ajutor, dispensare urbană, dispensare școlare, școlile 11, 14 și 6 deja sunt în curs de realizare acestor proiecte. Ia, ca totul să funcționeze bine și frumos, se poate găsi o platformă informatică. O să vă spun în altă emisiune, că asta e electoral, că deja i-am dat drumul unui astfel de platformă, în care prin programarea online, de către medicul de familie sau de către medicul tău curant, poți să ai acces la asistență medicală, în așa fel încât să nu stai cu orele prin policlinici, să știi că te așteaptă medicul tău, să ai toate variantele de acces gratuit la sistem medical de sănătate, inclusiv atunci când este vorba să-ți faci diverse explorări. 5 lucruri simple sunt degetele unei mâini care pot să ridice sistemul de sănătate. Dar lucrurile trebuie să fie foarte bine și foarte clar făcute. Iar eu vorbesc de, o să vă zic, de proiecte concrete. Că poate și dumneavoastră vă doriți un cosmodrom în curte la Iași TV sau vă luați mâine Porsche, dar dacă n-aveți cu ce... E adevărat, e foarte corect ce spuneți dumneavoastră. Spuneți-mi cum ar putea Consiliul Local, Consiliul Local, Primăria, Executivul și Deliberativul să-i convingă pe medici să nu mai plece din Iași? V-am zis că au deja formele pe care pot să le aplici. Odată vorbesc despre acest proiect de lege, proiectul de lege, nu, de acum este lege, este publicată în Monitor Oficial, legea Ciuhodaru, prin care se pot acorda până la 2 salarii pe lună, supliment, medicilor care se hotărăsc să rămână în această zonă și se poate orienta pe acest lucru. Iar cred că în a doua etapă deja se lucrează la proiectul de ANL-uri, de a găsi locuințe pentru tineri. Și mai e un lucru, nu e vorba numai de medici. Deci vorbim în general de tineri pe care ne dorim să rămână, absolut, să trăiască, absolut, și să muncească în Iași. Și în aceste condiții, pentru că avem o mare problemă și cu natalitatea, chiar dacă în Moldova lucrurile nu sunt chiar atât de crâncene ca în alte zone, Iașul deja suferă și el de un proces de îmbătrânire. Gândiți-vă că pe proiectul administrației locale, de proiectul social-democrat al administrației locale, există o nouă creșe care vor fi modernizate. Este un lucru important pentru că eu deja intru pe etapa în care vreau să stimulez o altfel de natalitate. Nu aceea celor care fac copii numai pentru alocație, ci cei care vor să-și crească copiii în România, vor să-și muncească, și aici ne gândim la un pachet de soluții fiscale, de facilități fiscale pentru familia tânără care se hotărască să trăiască și să muncească. Vă permite cadrul legislativ să acordați facilități doar pe Iași? Sunt lucruri care ar trebui făcute la nivel național și nu trebuie să confundăm, dacă vreți, prerogativele administrației publice locale cu ceea ce înseamnă parlament, guvern, executiv. Lucrurile pot fi fără îndoială făcute într-o perfectă combinație. Iar pentru ca administrația locală să-și poată realiza și aceste proiecte, este nevoie să ai atât primarul, cât și o majoritate confortabilă în Consiliul Local. Pentru că poți să ai oameni geniali în domeniile lor de activitate, dacă nu realizează acea majoritate care înseamnă, practic, îndeplinirea unor proiecte, ele pot rămâne bune și frumoase pe hârtie, dar în practică să nu se realizeze.
Ca dovadă este că multe dintre proiectele mele, inclusiv cel prin care trebuiau dotate cu aceste defibrilatoare toate spațiile publice, încă din 2011, a rămas frumos în sertarul domnului Bazac, ministrul sănătății de atunci. S-a șters pe jos cu el și domnul Cepoi, și domnul Ceche, și domnul Arafat, iar în loc să facem un lucru bun, să facem noi bine România, ele au rămas la stadiu de deziderat. Dar eu cred că, din punctul de vedere a acestei echipe, este o echipă care a muncit, a dovedit în fiecare domeniul lui de activitate, muncește și va munci ca să lucrurile acestea să se realizeze și vorbim la nivelul de rațional, nu de utopie, pentru că pe hârtie și dumneavoastră aveți un Porsche, dar mai durează până când îl Așa cumpărați. este, așa este. Domnule doctor, am ajuns la finalul intervenției noastre. Cum am început așa, terminăm 5 zile până la alegeri. Dacă aveți un mesaj direct pentru Ieșeni, acum e momentul Fără să-l discuție. spuneți. Deci Iașul se schimbă în bine și în aceste condiții schimbă și tu Iașul în bine. Vino în această echipă și cred că această consultare publică care a început deja cu cetățenii înseamnă un mare semnal de normalitate. Deciziile politicienilor pot să fie bune sau rele. De multe ori sunt puțini cei care recunosc că au și greșit și se îndreaptă lucrurile. Dar dacă faci parte din această echipă, poți schimba Iașul în bine și sunt convins că și aici, și în Parlament, vocea ta va fi ascultată. Lucrurile se schimbă, lucrurile încep să se miște pe direcția pe care ne-o dorim. Vrem spital de urgență, fiecare dintre noi, dar nu numai spital de urgență, pentru că, până la urmă, totul trebuie să se schimbe în bine. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Le mulțumesc celor care sper că ne-au urmărit. O seară bună în continuare. La revedere!